Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit! Sunt profesor Mihai Mihăiescu și astăzi vă propun să învățăm cum alegem cea mai potrivită ofertă bancară. Aceasta este una dintre deciziile cele mai importante din viața noastră a tuturor. Cele mai cunoscute oferte bancare sunt cele ce privesc produsele de economisire, adică păstrarea economiilor, și respectiv ofertele de creditare, adică acordarea de împrumuturi. Pe lângă acestea, băncile propun și transferuri bancare, schimburi valutare și chiar păstrarea valorilor. Toate se regăsesc într-o formă aparte în documentele încheiate cu banca, numite contracte bancare. Detaliile pe care e necesar să le cunoască un client al unei bănci înainte de a semna contractul sunt: valoarea ratei dobânzii, care se prezintă sub formă specifică numită DAE, comisioanele, termenele de plată, costurile suplimentare și, bineînțeles, în cazul creditelor, garanțiile. Și acum vă propun să descoperiți criteriile în funcție de care alegem banca potrivită. Asociați termenii enumerați cu numărul imaginii de pe ecran: siguranța bancară, rețeaua de unități și bancomate ale băncii, valoarea comisioanelor, distanța sau apropierea de domiciliu, respectiv cât de prietenoasă este platforma electronică a băncii. Nu întotdeauna alegem bine. Trebuie să știți că sunteți liberi să vă alegeți o altă bancă oricând. Rezilierea înseamnă să renunți la relația contractuală cu acea instituție bancară. Dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să vă asumați întârzierile la plată. Semnarea contractului este dovada ajungerii la un consens, din care câștigă ambele părți implicate, atât clienții, cât și banca, în egală măsură. Vă spun la revedere și vă aștept din nou în lumea minunată a educației economico-financiare.